nu așa? La stăpân? Se uită la Ioan. Pot să fiu vocea lui? Se uită salut, la Ioan. Bine ați venit. Mulțumim, la mulți ani. Mulțumim, Mihai Naie, pentru faptul că ni l-ați adus pe Nine în emisiune. Nine este un pitbull red nose. Pitbull red nose de la mama lui de acasă. Da. Câine extraordinar și ce ne dorim foarte, foarte mult să înțeleagă cei de acasă este că și această rasă este o rasă extraordinară, este un câine extraordinar. Întotdeauna am spus că, din punctul meu de vedere, pitbull este un câine perfect. Poate dar numai că toată lumea zice că ar fi un câine agresiv. Nu, poate fi agresiv, dar dacă... tot ce vă pot spune este că poate fi un câine dădacă, da? Adică poate să fie dădacă sau poate să fie și un câine extraordinar de agresiv. Asta în funcție de... În funcție de stăpân, stăpânul face diferența. Cel care ține capătul lesei este cel care poate să ducă câinele într-o zonă bună, într-o zonă frumoasă sau într-o zonă groaznică. Pentru că... De asta o să-l întreb pe Ioan. Ioan, te rog, în momentul în care te-ai dus la Mihai, bună ziua, în momentul în care ai venit cu Nine la Mihai, ce-ți doreai de la, și de la Nine? Cel mai mult îmi doream să nu mai sară la alți câini. Făcea asta? Da, a avut un mic incident pe la 9 luni, care l-a determinat să... A fost atacat de alt câine. Așa. Moment în care s-a declanșat o agresivitate din partea lui și nu am știut cum să o stăpânesc. Ai încercat? Fără dresor? Am încercat, însă agresivitatea nu se poate rezolva fără ajutorul unui specialist. Clar. A fost un cățel, în general pitul este un câine care nu prea lasă așa pe oricine să-i sufle în ceafă, dar a fost un câine agresiv, nu foarte agresiv, adică nu la manie, dar un cățel care se ducea într-o zonă greșită. El este acum un câine care se joacă cu alți câini, este un câine care numără alți. Ce vreau să vă spun este că recuperez alți câini cu Nine. Extraordinar. Am câini foarte agresivi pe care te ajută Nine să mă ajută. Vreau să vă spun că pun câinele, îl pun lângă respectivul cățel, acela se dă la el să-l muște, Nine se uită doar la stăpân, nu se întoarce. Vă spun sincer și oricum. Deci ajută și alți căței. Treaba e că Nine are și el un hobby, ca toată lumea care se respectă, se dă pe skateboard sau discută cu stăpânul lui atunci când stăpânul e dispus să facă asta. Vă rog să stați de vorbă, dacă se poate. Așa că arătăm câteva exerciții. Puteți sta de vorbă puțin? Hai să stăm de vorbă, hai să îl punem să vorbească puțin. Îi spunem, să zic o vorbă. Ia să mai vedem. Dați-i microfonul, că nu are microfon. Nu are microfon, Nine. Ia să vedem. Zi ceva, tată. Zi ceva. Zi ceva. Și el ce a zis? Mai tare. Că așa e, la probă, probabil. Și atunci, tu ce ai zis? Deci asta de vorbă, gata. După o cafeluță și o vorbă, hai să vedem dacă... Culmea este că, ce trebuie să știm este că el chiar discută cu stăpânul, au ajuns să aibă o relație extraordinar de frumoasă și asta numai prin socializare, pentru că este important. E esențial la ei. Se ceartă și pe filme? Adică eu vreau la filmul ăsta, n-ai la filmul ăla, băi, ce e asta? O să râs, dar Ioan undeva să-ți las clipul. Îi pune filmulețe pe YouTube. Da, și te rog, mulțumesc. Ne aude, bineînțeles, filmulețe de la antrenament și așa mai departe. Și vreau să vă spun că comunic acolo cu televizorul, latră, mârie, el e foarte... O să vedem țin momentele ce urmează, stimați telespectatori, una dintre cele mai frumoase cascadorii văzute în direct vreodată. Eu cred că Nine va deveni actor. Iată-l pe Nine mergând pe skateboard. Deci atent că știe să dea cu lapa din spate. Excepțional! Excepțional! A început dresajul singur. Hai și invers, ia să vedem. Ia, Nine, ne întoarcem. Hop, hop. Ia să vedem. Da, e un pic că mai ajută și Ioan. Ia să vedem. Ia, hop. Nu te grăbi acum, că e tracul de cameră. Așa, așa, uitați-vă la lăbuța lui stângă din spate. Excepțional. Foarte tare. Bravo, 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 bravo. Da, deci bravo. Un pitbull atât de înțelept. De blând, în primul rând. Despre asta. Hai să le arătăm și un târâș celor hai de acasă. Hai să le arătăm. Ia să vedem. Ia să vedem. Mort. Asta e. S-a târât până a murit. Ce rost, dogă. Bravo, bebe. Așa. Ia să vedem.
Ce faci, mă, te-ai încurcat în alea? Ia să vedem. A, așa? Da, oare merge târâș pe suprafața asta, merge, a? Merge, merge, alunecă puțin. Alunecă, asta e. Face mortul, rostogă. Merge foarte bine pe semn. E un cățel care a început dresajul film, pentru câini actori. Da. Avem de gând să fim cât mai mult pe platourile de filmare. Și ce să zic? Eu zic că are stof. Exact asta spuneam mai devreme, că el va deveni actor dacă o ține în ritmul ăsta. Acum, spre exemplu, lucrăm la duce obiectul, aduce ziarul. Da. Vrem foarte curând să învățăm să dăruim flori fetelor și să ne aducă trandafiri. Deci urmează lucruri frumoase. Urmează să și îndrăgostească în condiții. Încă data viitoare când venim cu un mare buchet de flori. Pentru că ați venit la noi cu nebunia de asta cu mers pe skateboard, am stat cu colega, am analizat și am zis, băi, ce-ar fi să le dăm niște idei? Adică să-i provocăm mai departe. Să vedem și noi dacă Nine ar putea să facă ce fac ceilalți. Ia, uitați-vă acolo ce am găsit noi pe internet. Deci data viitoare așa vă vedem. Da, așa trebuie să veniți pe motor frumos. Ce trebuie să știți este că și mersul pe skateboard și pe bicicletă, da, și așa mai departe sunt foarte grele, sunt extrem de grele, dar este esențial să aibă foarte mare încredere în stăpân. Încrederea câinelui în stăpân, de aici pornesc și problemele de agresivitate. Păi n-ai să uite numai la Ioan, fix. Păi da. Deci este îndrăgostit. Cam așa. Avem 9 luni de zile de când lucrăm și o să mai tot lucrăm pentru că avem multe de demonstrat. Mulțumim mult de tot, vă mai așteptăm pe la noi. Hai, mulțumim Ioan, mulțumim Nine pentru tot ce ne-ai arătat. Ne luăm la revedere? Ne luăm. Nine, mai e ce vedem? Eu zic să-i zică șeful. Zice-mă. Hai. Mai zice-mă. Zi. Yes. Tare. Hai, zi, tare. Zi. Asta înseamnă la revedere. Mulțumim foarte mult. Salut, Mihai, mulțumim Ioan, mulțumim Nine. Zi frumoasă, weekend frumos.